Și vedem acum imaginile zilei. A fost protest aur la poarta fabricilor austriece din Sebeș. George Simion și-a scos colegii în stradă nemulțumit de exploatarea pădurilor. Acesta susține că privatizarea Romsilva este de fapt o modalitate de furt a resurselor naturale. Stop jafului național! Cineva trebuie să ia atitudine. Fiți alături de noi. Distribuiți acest live. Dați mai departe către toți. Uitați! Afară! Afară!